În timp ce valul 4 al pandemiei de COVID-19 este subiectul principal pentru autoritățile guvernamentale, românii se confruntă cu cel mai mare val de scumpiri din ultimii ani, atât la alimente cât și la utilități. Oamenii sunt disperați și îngrijorați că nu vor mai putea face față situației din România. Viața în România este tot mai costisitoare, iar oamenii sunt revoltați și speriați de această situație. Efectul scumpirii gazelor la energie și combustibil atrag în lanț inevitabil și creșterea prețurilor celorlalte produse de larg consum. Hai de mine, nasoală rău! Nu știu unde vor să ajungă. Nu știu că salariile, pensiile și toate cele stau pe loc. Lor nu le pasă că ei au 10 de milioane salarii și alte beneficii și alte afaceri, tot ce vrei, dar la noi nu se gândesc. Se scumpesc și se simte scumpirea, dar avem conducători ca lumea și își bate joc de noi toți. Foarte greu va fi, foarte greu, dar nimeni nu se gândește. Cea mai mare problemă a românilor este că mărirea pensiilor și a salariilor a stagnat în timp ce prețurile la utilități și alimente au explodat. Nu e bine. Pentru cei care au salarii și pensii așa de mari cum sunt cele din București, 120 de milioane, normal că își permit să aibă un gaz scump, să aibă, cum să vă spun, și toate scumpirile astea care se aud la ora actuală, 60% mărite, e ceva așa de noaptea minții, să zic. Putem, merg cu plasa goală, nu putem să ne mai ținem cu pensiile noastre. Nu se poate așa ceva, nu se poate. N-a fost de când, niciun guvern n-a fost mizerabil ca ăsta, niciun guvern. Cumpirile sunt foarte rele pentru toată lumea și mai cu seamă pentru cei care au posibilități mai de partea de jos a finanțelor. Pensionarii în primul rând, spre exemplu, dacă mă refer la factura de gaz care am plătit-o astăzi, a fost cu 10 lei mai ieftin luna trecută decât este acum, deci cu alte cuvinte am plătit 10 lei. La pensie nu s-a adăugat cei 10 lei, dimpotrivă, i-am pierdut. Facturile la gaz și la energie electrică au devenit o povară pentru români, iar aceștia se tem că situația se va înrăutăți în sezonul rece. Nici la cumpărături situația nu este roz, întrucât multe persoane se întorc acasă cu plasa goală din cauza prețurilor crescute.